Ăla care răspunde. Alo? Salut, frate, ce mai faci? Ăla care nu răspunde. Alo, vezi că nu o să răspund. Ăla care nu răspunde intenționat. Alo, vezi că nu o să răspund intenționat. Ăla care n-are telefon. Ăla african. Îmi dai și mie un telefon. Ăla cu telefon cu butoane. Îmi dai și mie un telefon. Ăla țigan. Îmi dai și mie un telefon. Ăla nervos. Ce morții mă te vrei, mă? Ăla religios. Alo, să fii binecuvântat că ai sunat, Dumnezeu să te aibă în pază. Ăla Robi Roberto. Alo, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singur el, da? Ăla care face farse. Alo, tatălui la telefon. Ăla Vadim Tudor. Alo, ce vrei, fă pitica dracului, nu vezi că vorbești un intelectual? Ăla șmecher. Alo, ce faci, vărule? Ăla licean. Ăla cu absențe. Alo, să rămână, nu, mama are niște treabă, o să vă sune ea. Ăla tocilar. Ăla care cere bani. Alo, salut, frate. Da, măi, totul bine. Da, mă, bine, ne mai vedem. Bă, stai așa. Mai ții minte aia 2 lei pe care ți-am dat la grădiniță? Alo? Ăla care dă bani. Alo, Cosmin? Omule, nu mai sună de când ți-am împrumutat aia 50 de lei. Nu, frate, nu mai am bani. Ăla Ilie. Alo? Salut, eu sunt Ilie. Vrei să bem o Coca-Cola? Cam acesta a fost și episodul. Ca complet neinspirat, dar totuși original. Dacă n-ați văzut parodia cu tipuri de Ilie, vă recomand să vă uitați la ea. Și eu cred că o să mă duc. Poate găsesc și eu ceva mai tare pentru un episod, ceva de genul ăsta. Aveți grijă, bă. Pa, bă. Știi că fac că 10 poți să-mi zici de liricul. Nu m-auzi la radio, că nu am dat unul. Dar stă mult pe metere.